Astăzi are loc ședința extraordinară de îndată, convocată de către primarul orașului Comănești. Sunt prezenți aici în sală 11 consilieri, iar 8 consilieri prin intermediul online. Este întrunită majoritatea, ședința își poate începe lucrările. Rugăm pe domnul primar să ia. Bună ziua, vă spun și eu. Mulțumesc pentru participare. Dacă vreți ca să vedeți care este activitatea primăriei, numărați numărul de ședințe care sunteți invitați ca să mai aprobăm un proiect, să mai dăm o chestie. Deci astea sunt problemele când ai de îndemnare multe proiecte. Când nu ai, stai și trebuie asta. Și cel mai bine când nu ai, nu? Când ai nici bătăi de cap, nu ai nicio problemă. Așa că eu îmi permit să nu-mi cer scuze că vă impedic de candidat la ședință. Nu este o justificare de a cere scuze. O justificare ar fi să-mi cer scuze dacă nu vă invitam la ședință. Cât mai des. Ordinea zi de astăzi avem un singur proiect. E vorba de niște corelări de sume pentru proiectul care se încheie cu spitalul, pentru că s-au făcut ultimele demersuri la spital și au rămas doar niște, să zicem, formalități de închidere a proiectului. Și pentru aceasta mai e nevoie să mai aprobăm anumite corelări. Acum e vorba de vreo 500 de lei, ce am înțeles, dar peste n-am avut diferență de 500 de lei. Deci am avut odată ședință, nu știu dacă mai țineți minte, că nu bătea 0,87 de bani. Am avut ședință de Consiliul Local. Că nu dădea suma aia de 0,87 de bani. Ca să vedeți cât de stricte sunt solicitările și cerințele Uniunii Europene. Tot mai zic unii alții, zic că proiectul Uniunii Europene. Spate cineva un proiect și după aia discută. Proiectul de astăzi este un singur punct de ordine zi. Avem proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 201 din 29.11.2023, de acum o săptămână, două în urmă, privind aprobarea proiectului eficientizare energetică a clădirilor publice, Spitalul Oreșenesc Ioan Mascăr, județul Bacău, oraș Comănești, strada Vasile Alexandrin numărul 1, încadrat în categoria nefinalizate. Deci, dacă nu ai recepția finală, deci automat că te încadrezi în nefinalizare. Trebuie să ai recepția finală și trebuie să vină comisii peste comisii, la fața locului, inspectorat de stat în construcții. Ei cam plasă și de an așa, nu mai prea cu cine. S-a dus managerul de proiect, s-a dus la cei de la inspectoratul de stat în construcții, să roage personal să vină ca să putem să încheiem. Nu, au o grămadă de probleme ca acolo de final de an și nu poate să vină în teren la fiecare să... De asta o să trecem terenul anul viitor. Valoarea totală a proiectului, așa cum v-am mai spus și altă dată, este 39.946.451 de lei. Deci, 39.946, aproape 40 de milioane, aproape 400 de miliarde, fără foarte puțin. 46, deci 950, fără 5.000 de lei, cred, fără 50 de milioane de lei. Eligibil 17.823.023 și bugetul local 22.123.000. Deci, iată că de la bugetul local, așa cum am mai spus, contribuim cu o sumă mai mare decât fondurile primite la Uniunea Europeană. În euro, ca să vedem și niște repere în euro, valoarea totală a proiectului este 8.499.000, deci 8 milioane jumătate de euro, 8.500.000 de euro. Eligibil 3.792.000 și de la bugetul local 4.707.112 euro. Deci iată că de la Uniunea Europeană primim 3.792.133 de euro și bugetul local 4.700.712 euro. Repet sumele acestea pentru că le discutăm, le aprobăm și după aia găsești pe câte unul discutând
să se afle în treabă, că de ce s-au lucrat atât de mulți ani la spital? Că de ce s-au băgat atât de mulți bani în spital? Că de ce nu se mai termină lucrările la spital? După ce se termină, după ce se rezolvă, zice, da, într-adevăr, s-a făcut ceva frumos. Da, păcat că nu sunt doctor. Nu-i păcat că nu e adevărat. Sunt doctor. În momentul de față, la spitalul Orășinesc Ioan Lască, avem cu contract 61 de medici. Și urmează să vină de la 1 ianuarie încă 13 medici care sunt aprobați de minister, medici rezidenți. Deci avem 61 și încă 13. Se vor face 74 de medici. Și în anii următori noi vom face în continuare demersuri, atât pentru a primi medici rezidenți prin Ministerul Sănătății, cât și vom angaja medici cu concurs pentru ocuparea anumitor funcții. Dacă cineva dintre dumneavoastră, cei care toți spun că nu sunt medici, că primarul alungă medicii, că nu știu ce, vă rog să veniți să discutăm concret ce medic a alungat primarul, în afară de medicul acela care a fost la urgențe și care personal a văzut că în perioada serviciului lui a venit cineva cu mașina, a intrat în spital și în 20 de minute a plecat direct la morgă, iar medicul respectiv, fiind medic urgentist, nici nu s-a dus la el să vadă ce are omul ăla, dacă e bolnav sau nu e bolnav. Fiind medic urgentist. Nu a chemat medicul cardiolog, pentru că omul a făcut un infarct. Nu a chemat medic cardiolog. Și ăla nu era medic angajat cu carte de muncă, cu contract de muncă. Era un medic cu prestări servicii. Și lua o sumă frumoșită, vreo 200 de milioane de lei pe lună la. Nu s-a catadețit să ducă pe la omul ăla să-l vadă, ci că. Și nu s-a mai prelungit contractul de muncă. Contractul, noi s-a mai prelungit contractul de prestări servicii către spital. Da, acolo sunt vinovat, într-adevăr, că eu am venit la mine și am spus, domnule, eu din ce am văzut, dumneavoastră nu ți-a făcut treaba și nu mai ce tot aici. Dar alți medici să plece din cauza mea, n-am auzit. Știți dumneavoastră, dați-mi un nume. Dacă știți vreun nume a vreunui medic care ar fi plecat din cauza primarului, dați-mi un nume. Sunt medici care au ieșit la pensie. Sunt medici care s-au transferat, dar puțin, unul, doi. Un medic, doi. Sau au avut divergențe între colegi, între anumite specii care sunt legate de natura serviciului lor, care o au ei, intern, între ei. N-a nicio legătură primarul. Și că de ce primarul se bagă la diagnostice? Nu, eu și ca și dumneavoastră, tot pacient, mă doare aici, mă doare dincolo. Na, ce să vă spun? Profesia asta de medic este o profesie specială, se face pe multe, 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 să zicem, după ce parcurg toate etapele și după ce fac și specialitățile și rezidențiatul și astea, omul, deci e doxa de carte. La ce să-i, cum să-i dai la un medic să-i dai sfat? În fine. Aș dori ca cei care ați făcut sau fac afirmații că spitalul nu este corespunzător și că medicii nu-și fac treaba și nu sunt profesioniști, nu știu, să veniți cu argumente. Argumente clare și precise. Sau, dacă vă dați foarte, foarte, foarte tare spitalul Moinești, puteți să mergeți și la Moinești, că nu vă oprește nimeni. Contractul cu Casa de Sănătate este valabil la nivel național. Puteți să vă alegeți orice spital din țară doriți. Puteți să mergeți direct la București, la Timișoara, la Cluj, la Iași, la orice spital din țară. Orice plătitor de CSE care își asigură serviciile medicale prin contractul cu Casa de Sănătate, este beneficiar al acestui sistem la nivel național. Dacă cineva are altă propunere, mă rog.
Noi vă stăm la dispoziție. Noi, ca și primărie, ne-am făcut treaba complet ca coadă. În anul 2010, mulți dintre noi nu erați consilieri la vremea respectivă, am aprobat preluarea spitalului de la Ministerul Sănătății prin hotărâre de Consiliul Local. În anul 2010. În anul 2011 a fost emisă o hotărâre de guvern prin care Spitalul Orășenesc Ioan Nastăr a fost trecut pe o listă printre alte 67 de spitale din România, prin care se propunea a fi transformat în asil de bătrâni. Tot în anul 2011 s-a dat o hotărâre de guvern, o altă hotărâre de guvern, prin care ni se interzicea să mai facem contract cu Casa de Sănătate. Deci, practic, Casa de Sănătate nu mai avea voie să ne mai vireze niciun ban către Spitalul Orășenesc Ioan Nastăr. Și atunci a rămas în plop, în anul nostru la obiectul muncii, nemai având voie să mai decontăm activitățile spitalicești, serviciile medicale. Și a mai funcționat două luni de zile din surse proprii, după care s-a închis. A fost închis pentru o lună de zile. La o lună de zile, în timp ce noi am dat în judecată, și bineînțeles că am făcut toate demersurile necesare, la Ministerul Sănătății, am fost personal, la domnul ministru, la un secretar de stat, am organizat. Ne-am întâlnit cu mai mulți cetățeni de pe Valea Trociului, din Comănești, toți primarii de pe Valea Trociului. Și am făcut demersuri ca să nu se închidă. Nu s-a realizat, nu s-a rezolvat nimic. Doar în instanță a rezolvat problema. Când instanța a cerut suspendarea aplicării hotărârii de guvern prin care ni se interzicea contractul cu Casa de Sănătate, suspendarea acelei ordonanțe numai la capitolul unde era prins Spitalul Comănești. Și instanța ne-a acceptat acest lucru, ne-a dat câștig de cauză, și noi am putut să funcționăm după aceea, în continuare, pentru că am obținut acea sentință judecătorească. Și noi funcționăm și acum datorită acestui fapt, că am câștigat în instanță. Și noi, după aceea, am făcut investiții în spital, în continuare, pentru a corespunde, din toate punctele de vedere, pentru a nu se mai pune vreodată problema ca cineva să ne încerce acest spital. Am făcut investiții pe fonduri proprii, am făcut investiții din sponsorizări, am făcut investiții din fonduri europene, și acum suntem într-o etapă în care finalizăm aproape tot ceea ce înseamnă infrastructură în cadrul spitalului, pentru că unele din proiecte s-au referit doar la ambulatorul spitalului, unele din proiecte s-au referit la partea de spitalicească, unde am intervenit acum și avem acest proiect de 8.500.000 de euro. Și toate aceste lucruri le-am făcut nu pentru că vrea primarul sau că vrea X, nu știu care, sau Y din satul tare, ci pentru că este cel mai important obiectiv al orașului, putem să-i spunem și strategic, pentru că spitalul a fost și spital strategic prins în listele Ministerului Apărării Naționale, și ca să ne le închidă, ne l-au scos din acel obiectiv, până acolo au mers. Numai că i-am încuiat eu cu asta, că nu mai pot scoate de nicăieri, că am băgat fondurile europene și cine mai aici permite să mai spună că închide spitalul, trebuie să plătească bănuții. Mai auziți pe cineva că închide spitalul Comănești? Eu nu am mai auzit. Până acum, până a face proiectele astea europene și până a face dezvoltarea asta și investițiile astea care am făcut foarte mari, într-una ne spunea, spitalul Comănești, orice zvot de la nivel național, european, trebuie reduse numărul de patru, spitalul Comănești. Iar nu mai trebuie reduse patru, Spitalul Comănești. Numai Spitalul Comănești erau pe toate listele. Acum Spitalul Comănești se află pe toate listele de investiții și dezvoltare. Și să știți că avem și medici nu buni, foarte buni, profesioniști, performanți, sunt tineri care sunt absolvenți acum de medicină și care sunt absolvenți de rezidențiat, care vin la noi și se angajează cu mare drag. Lista este deschisă și în continuare și
dacă vreți, vă pot da ca și comparație cu spitalele vecine, unde ei nu au medici pe anumite specialități, ci noi avem. Ceea ce e lucru foarte mare. Pentru orice relație, vă stau la dispoziție. Oricând doriți dumneavoastră, și dacă apare o dilemă, dacă apare o problemă, dacă apare o nedumerire, dacă apare o neclaritate, eu vi le pot, vă pot da orice fel de informație care vă interesează. Și pe dumneavoastră, și pe cei care, și pe ascultătorii. Da, vă mulțumesc, domnul președinte, dacă vreți. Vă mulțumesc și eu. Supunem la vot ordinea de zi, cine este pentru, împotrivă, abține, mulțumesc. Primul și ultimul proiect. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 201 din 29.11.2023 privind aprobarea proiectului eficientizare energetică a clădirilor publice, Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr, județul Bacău, orașul Cumănești, strada Vasile Alexandrin numărul 1, încadrat la categoria nefinalizată. Doamna Lucru Cristina. Bună ziua! Vreau să-mi permiteți să pot aduce o mică modificare la articolul 1, care va avea următorul conținut. Consiliul Local al orașului Comănești aprobă modificarea articolului 2 din HCL numărul 201 din 29 noiembrie 2023 privind aprobarea proiectului eficientizarea energetică a clădirilor publice, Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr, județul Bacău, orașul Comănești, strada Vasile Alexandrin numărul 1, încadrat la categoria nefinalizată, după cum urmează. Se aprobă angajamentul financiar pentru finalizarea integrală a activităților proiectului eficientizare energetică a clădirilor publice, Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr, județul Bacău, orașul Comănești, strada Vasile Alexandrin numărul 1, realizată după data de 31 decembrie 2023. Cheltuielile estimate pentru finalizarea proiectului, ce vor fi finalizate după data de 31 decembrie 2023, sunt în cuantum de 595 de lei, inclusiv TVA, și vor fi susținute din bugetul local. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificarea prezentată de doamna Cristina Lupu. Cine este pentru? Împotrivă? Toți! Abținem? Mulțumesc! Da, așa cum vă mulțumesc frumos pentru că ați votat acest proiect. Așa cum am spus, vineri am semnat contractul pentru primele 10 blocuri din orașul Comănești care intră în lucru, au venit constructorii, le-am oferit posibilitatea de organizare de șantier chiar între două blocuri în incinta a două blocuri, unde este și un pic de parcare, așa, acum cetățenilor, o să organizăm să poată să mute mașini în alte, în vecinătate imediată, ca să poată să înceapă să aducă materialele, să se apuce de treabă, funcție de timp. Nu se apucă de treabă nici pentru că e iarnă, nu se apucă de treabă nici pentru că e vară, nici pentru că vin alegerile, nici pentru că nu vin alegerile. Se apucă de treabă pentru că a câștigat un proiect. Un proiect finanțat pe fonduri europene. Și este primul proiect care începe, după care mai avem încă 5 proiecte care se află în licitație. Și aceia vor veni să se apuce de treabă. Dar iarna afară. Dacă iarna sau nu iarna, noi lucrăm în continuare, noi demarăm în continuare proiecte și ne facem treaba în continuare. Total valoare la proiectele câștigate pe eficientizare energetică a blocurilor din orașul Comănești, județul Bacău, sunt în valoare de 27 de milioane de euro. Ca să ne înțelegem. De ce nu facem mai multe blocuri? Păi am putea să facem de 100 de milioane de euro, dacă ar fi bani. Banii de la Uniunea Europeană, care ne-au fost, să zicem, asigurați pentru județul Bacău, au fost câștigați toți de orașul Comănești. Și atunci, dacă ăștia sunt toți banii, noi putem să luăm mai mulți bani, dacă ăștia au fost toți banii care au câștigat orașul nostru.
Deci 27 de milioane de euro sunt în momentul acesta. Mai sunt încă, mai este un proiect în evaluare care a fost depus și este în evaluare la Ministerul Dezvoltării de încă 5 milioane de euro. Tot pe eficientizare energetică a blocurilor de locuințe, pentru că avem o grămadă de proiecte care sunt pe alte clădiri. Nu blocuri de locuințe, dar discutăm de acest capitol, blocuri de locuințe. Așa că, în momentul în care vor începe lucrările, bineînțeles, vor să se supere unii. De ce să fac lucrările acum? Și eu mă întreb tot la fel. De ce nu s-au făcut acum 5 ani? De ce se fac acum? Pentru că acum au venit bani. Pentru că acum au fost câștigate licitațiile, pentru că acum s-au derulat și se derulează toate aceste proiecte. Iar pe blocuri, n-aș vrea ca să mai comenteze vreunul din cei care nu au votat blocurile pe un proiect de hotărâre anterior. Și vă spun și care este numărul de proiect. Când de la PSD a votat doar domnul Tonița la Teleanu, restul s-au abținut. Dacă se abținea tot Consiliul Local, bineînțeles că și domnul de la USR s-a abținut, dacă votau toți Consiliul Local prin abținere, noi nu mai aveam ce discuta de un bloc la ora aceasta. N-aveam cum să discutăm de niciun bloc, pentru că blocurile nu erau trecute. Nu erau aprobate. Abținerea nu este vot pentru. Când te abții, nu înseamnă că am votat pentru acel proiect. Așa că, domnul Tomița, chiar dacă vă locuiți la bloc, veți fi felicitat de toți locuitorii de la bloc din orașul Comănești, că a fost receptiv și ați votat acest proiect. Aceste proiecte, câți mai mult. De pentru care și eu vă mulțumesc foarte mult. Sperăm să ne mai vedem dacă la ședința de joi, după care dacă mai apare un proiect care trebuie să-l aprobăm, o să vă invităm din nou. Vă mulțumim frumos pentru participare și